Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Cătălina Ponor a devenit mamă. Celebra gimnasta a născut în urmă cu puțin timp. Cătălina Ponor a devenit mamă pentru prima dată. Fosta campionă a adus pe lume un băiețel. Ea și soțul ei, Bogdan Gianu, sunt în culmea fericirii, iar gimnasta de 35 de ani a împărtășit cu publicul prima poză în care apare și mânuța nou născutului. Cătălina Ponor a născut un băiețel sănătos. În cadrul postării făcute pe contul ei de Instagram, proaspăta mămică a inclus fotografia cu mânuța băiețelului ei în mâna sa și a adăugat o descriere prin care a spus totul cu puține cuvinte. Ureveridim? Nere totul nostru, inima albastră Bogdan underscore este o editit best medale vermedalie de aur a orlitle star artificii, a scris Cătălina Ponor în descrierea postării pe care a pus-o și pe story cu un nou mesaj. Noi am făcut acest miracol pentru soțul ei. Foste colege de breaslă, printre care și Larisa Iordache, i-au transmis urările lor de bine și s-au arătat emoționate de vestea cea mare. Gimnasta devenită antrenoare a scris, au felicitări, cătă față zâmbitoare cu ochi în formă de inimă. Cătălina Ponor s-a căsătorit cu Bogdan Jeanu, în vârstă de 52 de ani, în luna iunie acestui an. Tripla campioană mondială a împărtășit la acel moment câteva imagini speciale de la frumosul eveniment, deși preferă să fie discretă cu viața personală în general. În luna august, gimnasta a dezvăluit și faptul că urmează să devină mamă pentru prima oară, și a publicat astfel prima fotografie cu burtica de gravidă. Luna trecută, Cătălina și soțul ei au făcut public și faptul că vor fi părinți de băiețel.